Salutare, dragi prieteni! Sunt Dr. Cezar, un cardiolog nonconformist, pasionat de găsirea adevăratelor cauze ale bolilor și remedii naturale. Și în acest video vreau să vă prezint o alternativă la celebrul vin roșu, despre care se spune că e bun pentru femei dacă îl beau bărbații. Această alternativă ar fi sucul de aronia, care are mult mai multe beneficii fără dezavantajele alcoolului. Bineînțeles că sucul de aronia poate nu e potrivit pentru o seară romantică, însă în celelalte momente ale zilei, dimineața poate fi de mare ajutor pentru un boost de energie, un boost de antioxidanți, de vitamine, de minerale și eu îl folosesc, am început să-l folosesc în ultima perioadă și pentru mine are un efect extraordinar, îmi dă multă energie și pentru antrenament și pentru muncă intelectuală, așa încât vă recomand și vouă ca din când în când să consumați o astfel de băutură extraordinară. O am aici, arată foarte, foarte bine, este de la Aronia Charlottenburg. Charlottenburg este un sat din județul Timiș unde se cultivă această plantă. O plantă care are rădăcini străvechi, are tradiție străveche, bunicii pe vremuri o foloseau pentru tratarea diverselor afecțiuni și pe drept dovadă pentru că e o bombă de nutrienți. De multe ori spun că avem nevoie de superalimente, avem nevoie de alimente bogate, foarte concentrate în nutrienți, anumite fructe, fructele negre, fructele de pădure și în cazul de față aronia se încadrează în această titulatură de superalimente. Ia să iau și eu o gură. Are un gust plăcut, astringent, nu conține zahăr adăugat, are foarte, foarte puțin zahăr natural, ca orice fruct de altfel, și e benefică în foarte multe afecțiuni. Dacă aveți probleme cu glicemia, cu ficatul gras, aveți probleme cu kilogramele în plus, sucul de aronia vă ajută să vă dea nutrienții, mineralele de care corpul are nevoie pentru a putea susține un post intermitent. Deci poate fi consumat și în timpul postului intermitent, postului cu apă, ca să dea acest boost de minerale fără să fie nevoie să mai mâncați și în felul ăsta să vă ardeți caloriile care le aveți în surplus și totuși în același timp să aveți mineralele și vitaminele de care corpul are nevoie în toate procesele metabolice. Există și numeroase studii care s-au făcut asupra fructelor de pădure, asupra fructelor de aronia și cam toate arată în aceeași direcție, că sunt benefice pentru inimă, sunt benefice pentru creier, crește viteza de gândire și agerimea, menține creierul tânăr, îl menține activ. Bineînțeles, nu e suficient doar să bem suc de aronia, trebuie să punem și creierul la treabă, să mai citim o carte, să mai rezolvăm un rebus, să mai facem niște exerciții de aritmetică sau niște jocuri. Îi dăm corpului resursele de care are nevoie și el va ști ce să facă cu ele dacă îl punem la treabă. E bun și pentru femei, reduce riscul de apariție a cancerului de sân, ameliorează simptomele asociate menopauzei, ameliorează menstruațiile abundente și diminuează durerea. Situații în care există un grad mare de inflamație, acest suc ajută la scăderea inflamației și calmarea durerii. Este un remediu bun și pentru ficat. Ameliorează simptomele ficatului gras. Bineînțeles, pentru asta e necesar și pauza alimentară, reducerea conținutului de zahăr în alimente, reducerea alimentelor procesate. E bun în procesele de detoxifiere, da? Ficatul e implicat în aceste procese, iar ficatul trebuie ajutat cu astfel de nutrienți. Asigură o digestie sănătoasă, e benefic pentru tranzitul intestinal, protejează organele tinere, deci are efecte și anti-îmbătrânire prin cantitatea foarte mare de antioxidanți care, într-o oarecare măsură, contrabalansează excesul de radicali liberi. Dar ca întotdeauna țin să menționez că cea mai mare cantitate de antioxidanți de care corpul nostru are nevoie se obțin și din interior. Deci trebuie să avem ficatul sănătos, să facem mișcare, să ne expunem la lumină naturală și să ne ajutăm și de astfel de daruri ale naturii, cum sunt fructele de aronia. Sucul de aronia este bun și pentru o vedere bună, asigură o circulație bună a sângelui în cadrul retinei, protejează ochii împotriva degenerescenței maculare și a oboselii cauzate de celebrele ecrane la care ne uităm cu toții toată ziua. Avem nevoie din când în când să ajutăm ochii cu astfel de nutrienți. Combate retinopatia diabetică. Ajută și la înlăturarea metalelor grele și a substanțelor radioactive care eventual se acumulează în organism. De ajută și la slăbit, reduce grăsimea de pe abdomen, reduce pofta de dulce și oferă o senzație de sațietate. Cum v-am spus, mai ales în timpul postului intermitent, în timpul postului cu apă, putem
bea și 50-100 de mililitri de aronia, vedeți dacă nu vă cauzează o stare de hiperalcalinitate și dacă vă dă așa o stare ușoară de greață, puteți pune puțin oțet. Eu așa mă obișnuiesc atunci când vreau să consum o cantitate mai mare de suc de aronia, pun și câțiva mililitri de oțet, oțet de mere, oțet de rodii, pentru a-i spori puțin aciditatea. Este benefic și celor care suferă de anxietate, de depresie. Până la urmă, acestea sunt afecțiuni și ale creierului, iar creierul are nevoie de resurse să poată funcționa corect și să ne dea o stare de bine și de bună dispoziție. Este foarte benefic și pentru copilași, pentru că întărește sistemul imunitar, crește doza zilnică de energie, facilitează digestia și tranzitul intestinal al copiilor, previne infecțiile și îi mai ajută să scape de pofta de dulce. Știm cu toții, copiii din ziua de astăzi probabil consumă mult, prea mult zahăr, prea mulți carbohidrați și ar fi bine să le sporim alimentația cu nutrienți de calitate și le mai tăiem din plăcerile astea vinovate, să zic așa. Iar acum că vine sezonul cald și ieșiți la plajă, ca de fiecare dată vă recomand să vă protejați din interior către exterior, iar sucul de aronia reprezintă o protecție a pielii foarte bună în zilele toride de vară când mergeți la plajă. Ciocolată neagră, suc de aronia, fructe negre, fructe de pădure, toate acestea ajută la o protecție din interior către exterior, alături, bineînțeles, de o hidratare adecvată și reducerea consumului de zahăr. Încă o dată vă spun, viața și sănătatea vine din interior către exterior și avem la îndemână acum toate aceste soluții care sunt accesibile. Intrați pe site-ul Aronia Charlottenburg, este un producător de calitate, ecologic și îl recomand cu toată încrederea. În speranța că v-am fost de folos cu aceste informații, dați-le mai departe să le audă și alții, mai ales cei care poate obișnuiesc pentru resveratorul zilnic să bea vin roșu. Din când în când ar fi bine să mai înlocuiască și cu o băutură care să nu conțină alcool. Toate cele bune și multă sănătate!